doamnelor, domnilor, bine ați venit la ședința ordinară a Consiliului Local, în data de 31.05.2018. Rog doamna președintă să dea atribuțiile și să dea citirii ordinei. Deschidem ședința ordinară a Consiliului Local Dărmănești, astăzi 31.05.2018, în urma ședințelor pe comisii avută înainte, următoarea ordine de zi. 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 27.04.2018. Asta deja s-a aprobat. 2. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 18.05.2018. S-a aprobat. 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL numărul 70 din 31.05.2017 privind atribuirea de denumiri unor străzi noi situate în zona Coada Lacului, izvorul alb, din orașul Dărmănești de Subacăr. A avizat Comisia Juridică și, Juridică și Comisia de Urbanism. Domnul primar, a spus la vot. Cine este pentru ordine? Supunem la vot noua ordine de zi, de care aveți cunoștință. Cine este pentru? Abține? Împotrivă? În unanimitate. Să punem la vot 15 voturi pentru, s-a adoptat noua formă a ordinii de zi. Da? Cu doamna Vigileu Georgeta, ultimul punct de pe ordinea de zi. Modificare. Da, modificare. Supunem la vot punctul 1 al ordinei de zi, aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din 27.04.2018. Cine este pentru? Cine este pentru? Abțineri? 15 voturi pentru. Punctul 2. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 18.05.2018. Cine este pentru? Abțineri? 10 voturi pentru și 5 abțineri. Da. Punctul 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL numărul 70 din 31.05.2017 privind atribuirea de denumiri unor străzi noi situate în zona Coada Lacului, respectiv izvorul alb, din orașul Dărmănești, județul Bacău. Da, am să fac câteva precizări. În 31 mai 2017 a fost propus modificarea acestor anexe de la hotărârea din 2017, datorită faptului că la punctul 2 din anexă a fost depurată o eroare. În loc de strada Eroilor Martiri, a fost scris strada Aleea Eroilor Martiri. Și în toate documentele noastre apare strada Eroilor Martiri. Deci din strada Aleea Eroilor Martiri transformăm în strada Eroilor Martiri. A fost o eroare de tipărire și a apărut Aleea în plus. Dacă sunt întrebări... Supunem la vot atunci. Cine este pentru? Toată lumea pentru. 15 voturi pentru. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin încredințare directă a unui teren din domeniul privat al UAT Dărmănești, în suprafață de 444 metri pătrați, situat în strada Valea Uzului, localitatea Dărmănești, județul Bacău. Da, prezint pe scurt, am o discuție în comisie. Acest teren de 444 de metri pătrați din Valea Uzului a fost concesionat cu mulți ani în urmă familiei Petru. Domnul Pușcașu a solicitat să transferăm această concesiune de pe numele dumnealui, pe numele fiicei, care dorește să-și construiască o casă acolo. Concesiunea este achitată la zi și astăzi, prin hotărârea de Consiliu, practic modificăm din Pușcașul Petru tatăl pe unul din copiii familiei Pușcașu. Pușcașul Ioan. Pușcașul Ioan, care, așa cum am spus, dorește să-și construiască o casă acolo. Supunem la vot. Cine este pentru?
15 voturi pentru. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Punctul 5. Proiect de hotărâre prin atribuirea în folosință gratuită a unui teren de 399 metri pătrați familiei Arhip Daniela, în condițiile legii numărul 15 pe 2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală. Da, am să precizez aici că este mai mult un caz social, este o familie monoparentală cu trei copii minori, care la acest moment stau în chirie, au o casă închiriată și propunerea noastră este să acordăm acest teren de 399 de metri pătrați, pe care, situat în strada Lacului, pe care să construim o casă și familia, așa cum am spus, monoparentală, să poată să-și crească copii acolo. Trei copii minori. Teoretic își construiește. Practic, trebuie să ajutăm. E un caz social și vom ajuta și noi cu ce putem. În care exista o variantă. Din când am fost informat, ar exista o casă de la Habitat, tot la Sălături, care ar fi disponibilă. Da. Am putea o ajuta lunar cu câte 3 milioane pentru a plăti acea... Da. Am avut o discuție cu cei de la Habitat și iau niște condiții. Una din condiții ca cel care beneficiază de casă să fie angajat. Iar cazul nostru nu este angajat. Este o mamă a trei copii, cel mai mic are 2 ani, trebuie să mai are 7. De încă ori are trei copii, nu poate și nu are cine să da, nu poate nici pentru ajutor social. Ba da, are ajutor social, dar nu trebuie să muncească până la vârsta minorul să plătească 7 ani. 7 ani, da, știu. Da, unul din minori are 2 ani. Eu am zis, în condițiile în care noi atribuim acest teren, nu știu, încercăm să sprijinim și noi, cel puțin partea de proiect, de casă, să vedem agenți economici, poate cineva mai sprijină, au și ei niște bănuți acolo și poate până la toamnă, chiar am zis să facem un proiect din ăsta comun și poate până în toamnă reușim să facem o clădire în care să se mute familia asta cu trei copii. Poate cum am avut noi proiectul Casa de Paște, știți că am avut atunci un proiect la Sălături și mobilizați mai mult, am reușit să facem. Dar ea este impiată de cineva în fata asta, la Bacău. Înțelegeți? Și familia ajută și familia. Ajută și familia, da. Deci, haideți să punem terenul la discuție după aia. Putem să punem la vot? Mai dorește cineva? Pun întrebări? Mai dorește cineva? Spunem la vot. Cine este pentru? Ați menționat strada Lacului, de care Ujului. Nu dumneavoastră ați zis, m-ați luat cuvântul domnul primar. Deci, spun, strada Lacului, de strada Valea Ujului. Nu, dar pierd. Este Valea Ujului. Este strada Valea Ujului. E strada aia care e pe Ujului, e la Sălătrup, aia care merge. E strada Ujului. E Uzine. E Uzine. E strada Uzine și Uzine. Da, strada Uzine. Eu pot să ne șamă de... Da, corectăm Uzine. Strada Uzine, da. Deci, la punctul 5, sunt 15 voturi pentru. 15 voturi pentru, da? Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Da. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al UAT Dărmănești asupra feței de 1350,822 hectare vegetație forestieră. Da, am să fac câteva precizări. Deci în 26.06.2017 noi am dat o hotărâre de Consiliu prin care am introdus în domeniul privat suprafața de 1350,964 hectare de pădure. Astăzi, când suntem la întabularea acestei suprafețe, firma care ne-a făcut măsurătorile ne-a trimis o adresă pentru a introduce 1350,822, deci cu 142 de metri mai puțin, datorită faptului că există o porțiune de drum pe tronsonul la care facem referire și drumul respectiv nu poate fi prins ca vegetația forestieră. Deci de la 1350,964 se modifică la 1350,822.
La intabulare apărea o suprapunere acolo și mi-a cerut corecția asta. Dacă aveți întrebări? Sunt întrebări? Dacă e cadastru, mă comentă. Cum? Cadastru. Supunem la vot. Cine este pentru? 15. Cu 15 voturi pentru proiectul de hotărâre a fost adoptat. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziției imobilului teren și construcții, fostul club Rafinărie Dărmănești, județul Bacău. Da, am să fac câteva precizări legate de acest proiect de hotărâre. Cu ceva timp în urmă, Consiliul Local a aprobat un proiect de hotărâre, o hotărâre prin care ne manifestam intenția de a achiziționa acest imobil. Mai exact, hotărârea numărul 28 din 29 martie 2018. Acolo, prin acea hotărâre, a fost dat acordul de principiu pentru cumpărarea imobilului teren. De la acea hotărâre de principiu, noi am parcurs niște etape. În primul rând, Consiliul Local și aparatul de specialitate a primarului a solicitat o expertiză la un expert ANEVAR să vedem care este valoarea de piață a acestui imobil. La fel, vânzătorul a solicitat și dumneavoastră o expertiză la un alt evaluator să putem compara, să vedem care este valoarea. Cele două expertize au fost depuse la sediul primăriei și am făcut o analiză să vedem care este, așa cum spuneam, valoarea de piață a imobilului. De asemenea, am solicitat vânzătorului o expertiză tehnică a clădirii, să vedem dacă acea clădire este, din punct de vedere al expertului, în stare să poată fi modernizată și să-și desfășoare activitatea acolo, eu știu, o casă de cultură, tot ce ține de activități de casă de cultură. Avem și acea expertiză tehnică, din punct de vedere tehnic, geotehnic și a certificatului de performanță energetică, clădirea corespunde solicitărilor pe care noi le-am făcut, adică poate fi o clădire care să aibă destinația de casă de cultură. Prin hotărârea din 27.04.2018 am nominalizat o comisie de negociere a valorii de achiziție acestui bun, în sensul de negociere în jos. Din expertizele pe care le-am amintit, valoarea rezulta undeva la 920.000 de lei și comisia de negociere a stabilit în final, după negocierea cu vânzătorul, prețul de 680.000 de lei. Deci s-a pornit de la 920.000 și s-a negociat la 620.000 de lei. Ce înseamnă asta? Înseamnă un teren în suprafață de 3.656 de metri pătrați, teren intravilan, care este terenul adiacent casei de cultură și plus construcția efectivă casei de cultură, care are desfășurat 1.752 de metri pătrați. Deci, practic, aici, la articolul 1, Consiliul Local își însușește raportul de evaluare pe care eu l-am amintit aici, întocmit de SECE Presta Audiserele, evaluator autorizat ANEVAR, care, raport care a fost întocmit de către, așa cum spuneam, un expert, de expert autorizat și plătit de vânzător. La articolul 2, Consiliul Local își însușește raportul de evaluare comandat de primărie, către un alt evaluator autorizat ANEVAR. La punctul 3, la articolul 3, se aprobă procesul verbal de negociere numărul 9898 din 10-a 5-a privind stabilirea prețului final de negociere a imobilului, care este anexă la prezentul proiect de hotărâre. La punctul 4 se aprobă cumpărarea imobilului teren și construcții fost club rafinărie, situat în orașul Dărmănești, strada Chimie 148, proprietate SC Betacom, având teren în suprafață de 3.656 de metri pătrați, din care suprafață construită desfășurată demisol, parter și etaj de 1.752 de metri pătrați, cu prețul final de 680.000 de lei, în baza articolului 292 al 2 de la
din legea 227, care spune că pentru imobile de acest gen nu se plătește TVA. Deci prețul final al achiziției imobilului este de 680.000 de lei. Prețul de vânzare al imobilului, așa cum am spus, 680.000 de lei, la care nu se adaugă TVA în baza articolului 292. Datele de identificare sunt cele prevăzute în anexa 4 și se împuternicește primarul și secretarul orașului Dărmănești pentru a semna procesul verbal la notariat. Contractul de vânzare, cumpărarea imobilului la notariat. După aceea, cheltuielile pentru perfectarea și autenticarea contractului cade în sarcina OAT Dărmănești. Deci, afară de 680.000 de lei, practic trebuie să mai achităm și taxa notar și intabularea cât o fi. Imobilul, teren și construcții, fostul club rafinărie Dărmănești, ce face obiectul prezentei hotărâri, se va înregistra în domeniul privat a orașului Dărmănești. De ce în domeniul privat? Pentru că imediat după ce vom deveni proprietari, dacă dumneavoastră aprobați acest preț și dacă facem actul de vânzare-cumpărare, noi vom aplica la un proiect finanțat cu fonduri europene. Este vorba de axa 13 și acolo, în ghidul de finanțare, una din condiții este ca imobilul să fie în domeniul privat. Dacă aveți întrebări, vă rog. Întrebări? Negocia mai jos din... N-am făcut parte din Comisia de Negociere, dar cei care au făcut parte din Comisia de Negociere au fost și patru consilieri. Așa, pentru Dărmănești. Să știți că de la 9 miliarde 200... Am făcut parte din Comisia de Negociere. Clădirea merită banii aceștia. Și nu doamna președinte, s-au făcut toate analizele și comisii care au luat parte. Da. Eu vă spun sincer, s-a negociat 30% sau cât de la 9 miliarde 200. E foarte bine pentru Dărmănești. M-aș fi bucurat să putem să luăm degeaba dacă... Dar era mai bine. Era mai bine. După cum l-o cumpăra, putea să știu. Chiar așa de tare. Da. Dar clădirea se prezintă în vii. Cu mici deficiențe remediale. Are câteva probleme, trebuie investite. E o clădire sănătoasă și... Din câte am înțeles, nu e la urmă, da? Nu e la urmă, nu trebuie renovată, doar ce? Deci, e la urmă, are imobilizată, are niște ani. Eu tocmai asta am spus, că trebuie să facem un proiect și... Nu trebuie să... Nu trebuie să... Orice, ca să se desfășoare sau... Nu mă fixat. Mai sunt întrebări, vă rog? Și punem la vot atunci. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Cine se abține? 15 voturi. Deci 14 voturi pentru și o abținere. Domnul Codfas se abține. Codfas Vasile. Punctul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării orașului Dărmănești la programul de stimulare a înnoirii Parcului Autonațional, programul RABLA 2018, în vederea achiziționării unui autoturism din acest program. Da, am să fac și aici câteva precizări. Este deschisă finanțarea pentru schimbarea sau modernizarea Parcului Autonațional pentru instituțiile publice. Noi avem prins în bugetul pe acest an schimbarea unei mașini, pentru că parcul auto este destul de învechit și ne costă mult repararea acestor mașini care, din punct de vedere tehnic, sunt depășite. Știți că anul trecut noi am achiziționat o mașină, a fost până la sfârșitul anului achitată. Avem astăzi venit cu propunerea de a schimba un Logan vechi de prin 1996, nu, prin 2006 este luat, cu un Duster. Am vrea să dotăm poliția locală cu o mașină 4x4, pentru că sunt intervenții și în zone de izlaz, de pădure și de foarte multe ori când vremea nu e prielnică. O mașină sau mașina pe care o are la momentul ăsta poliția locală nu reușește să facă față. Practic, noi beneficiem de o primă de 6.500 de lei prin ducerea automobilului vechi la centrele de reciclare
Și, așa cum am spus, luăm o mașină nouă. Dacă aveți întrebări, vă rog. Într-adevăr, pentru poliția locală e necesară o mașină nouă. Dacă am prins și bonificația asta de 65 de lei, e 6.500. Mai sunt întrebări? Supunem la vot. Cine este pentru? Pentru poliția locală. Nu, că te prezesc că eu domnul Bugescu. 15 voturi pentru. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Punctul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului creșterea eficienței energetice a obiectivului Școala Lapoș din cartierul Lapoș, orașul Dărmănești, județul Bacău, în conformitate cu ultima formă a bugetului. Da, am să fac câteva precizări. Este ultima formă, așa cum spunea doamna președintă, a bugetului. Sunt niște clarificări cerute de ADR Nord-Est. Este vorba de modificări de câțiva bănuți. Asta este legislația românească. Modificările de curs, modificările legislative. Ne-a făcut pentru mai puțin de un leu, am modificat hotărârea pe care am dat-o dată trecută. Forma finală, sperăm noi, forma finală, așa cum spunea doamna președintă, că s-ar putea săptămâna viitoare să ne mai ceară clarificări, să mai... Facem o extraordinară, facem o ultimă formă. E așa seama, cred că începe cu grăjeala. E așa. Mai sunt întrebări? Se fac modificări tot timpul. Sigur, e ultima. Nu știu. V-ați bucurat să fie ultima. Luna asta este ultima. De luna asta este ultima. Supunem la vot, vă rog. Cine este pentru? 15 voturi pentru. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Dar troiava nu mai are. Punctul 10. Punctul 10. Proiect de hotărâre. Da. Mulțumesc. Privind aprobarea devizului general, indicatorii tehnico-economici, bugetul cererii de finanțare și proiectul cu titlu Construire și dotare corp nou, Școala Gimnazială numărul 1, orașul Dărmănești, de Bacău. Da, am să fac doar câteva precizări. Într-o ședință anterioară am aprobat construirea și dotarea unui corp nou de școală. Este vorba de Școala Gimnazială numărul 1 din orașul Dărmănești. Este un proiect pe fonduri europene, valoarea investiției 4.213.852 de lei. Partea noastră de contribuție este 102.000, adică la 42 de miliarde, noi contribuția este 1 miliard. Restul, știți despre ce este vorba, ne propunem construirea unui corp nou și dotarea așa cum am spus. Dacă sunt întrebări. Întrebări. Vă rog aici. Nu sunt. Supunem la vot. Cine este pentru? Abținere. Sperăm. 14 voturi pentru și o abținere. Domnul consilier Moise Savă. Da, da. Punctul 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui premiu în cuantum de 1500 de lei șefului de promoție din cadrul Liceului Tehnologic Dărmănești pentru anul școlar 2017-2018. Da, am câteva precizări și aici de făcut. Pe raza orașului Dărmănești, știți cu toții că avem Liceul Tehnologic Dărmănești. Vă propun să premiem și performanța. De fiecare dată noi ne-am aplicat asupra burselor, burse sociale, burse de... Eu știu ce am mai dat noi acolo. Am dat și ajutoare sociale și cazuri sociale și astăzi vin și vă propun să acordăm un premiu de 1500 de lei șefului de promoție. Celui care a obținut cea mai bună performanță în perioada celor 4 ani de liceu. Este un premiu simbolic, pentru că 1500 de lei nu cred că e noi o povară sau niciun venit foarte mare pentru șeful de promoție, dar este o formă de recunoștință a comunității pentru aceste minți luminate pe care le avem și noi la Dărmănești și de ce nu să stimulăm cumva competiția pentru cei care sunt în clasa 11-a și care sunt undeva acolo la limita de a fi șef de promoție. Poate că cei care ne urmăresc
și care sunt în situația de a intra din toamnă în clasa 12-a, sunt motivați mai mult, mai tare, în așa fel încât în vara anului viitor să putem, sigur, printr-o altă hotărâre de Consiliu, da acest proiect. Dacă aveți întrebări. Mai sunt întrebări? Supunem. Nu am întrebare, aveam o propunere. Ar trebui, probabil, de 3 locuri sau să... Ca să implementezi concurența, 6 ar merge, dar... Și într-o singură. Da. Sunt copiii care mai participă la concursul. Păi asta am aprobat. Am aprobat. Asta am aprobat. E vorba de șeful de promoție. Eu zic că ar trebui, părerea mea, premiat și luat școala asta de la Boriștea, pasă multe. Da, ăștia beneficiază. Au pachetul de acolo sunt. Deci ce nu avem noi, la momentul ăsta, șeful de promoție nu... La școlile generale nu avem șef de promoție. Da. Deci la liceu, șeful de promoție, restul sunt prinși pe curse de mere, pe curse de performanță, ce acolo de materie. Haideți să începem cu 1500 și anul viitor, dacă dă Dumnezeu... Da, să vedem cum fi. Am început cu anul viitor, cu bugetul și cu Sperăm să fie bine și să putem să aprobăm. Putem să punem apă? Da. Cine este pentru? Abține. Da. 14 voturi pentru și o abținere. Doamna Mucundureanu s-a abținut. Eu aș vrea, cred că până la sfârșitul verii vom mai veni cu un proiect de hotărâre. Să știți că sunt copii foarte buni din Bărmănești, care termină liceul cu note mari și care nu își permit să meargă la facultate. Și atunci poate că ne-am putea propune să susținem 2-3 studenți din ăștia undeva, în sensul de a plăti o bursă, nu știu, pe un criteriu foarte bine pus la punct, pe un regulament, un număr de elevi să-i putem, de studenți, de viitori studenți, să-i putem sprijini în fiecare an cu niște sume sau în fiecare lună cu o bursă, cu ceva, un strictul necesar ca să se poată să ducă la facultate. Că eu am întâlnit copii foarte buni în Bărmănești care nu au mers la facultate, au intrat la facultate și nu s-au putut ține de facultate datorită faptului că nu aveam niciun fel de venit, nici părinții, sau erau copii fără părinți sau cu părinții în altă situație, în așa fel încât nu aveau susținere. Și poate că ar fi o idee bună de a sprijini și genul ăsta de performanță. Mulțumesc, mergem mai departe. Punctul 12. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență familiei doamnei Vindileu Georgeta în vederea refacerii locuinței distruse în urma unui incendiu. Da, mai exact avem și o solicitare a doamnei Vindileu. Este domiciliată pe strada Cunilor, ne aduce la cunoștință că în data de 17 mai a avut loc un incendiu care a afectat gospodăria și avem și procesul verbal a celor de la ISU, da? Și propunem acordarea 2000 de lei pentru refacerea, e mai mult o anexă asta, acolo casa nu a fost arsă, dar o anexă, o bucătărie și ce au avut dumnealor acolo a fost afectată. Mai sunt întrebări aici? Supunem la vot. Cine este pentru? Ce spune? Da, mulțumesc. Trecem la diverse. Rugămintea mea este legat de ce s-a întâmplat în ultima perioadă, de la ultima ședință de Consiliu. În primul rând, știți cu toții că am avut acel festival al produselor tradiționale din gospodărie. A fost un festival regional. Au participat producători din 14 primării, de la Târgovna și până la Ghimeș. Am avut și producători de la Bărmănești, am avut și crescători de animale de la Bărmănești, am avut reprezentanți de la nivel central, directorul general APIA, secretarul general adjunct al Ministerului Agriculturii, de la nivel județean, prefecte, șefe Consiliului Județean și așa mai departe. Este foarte important și urmăresc foarte de aproape feedback-ul evenimentului.
localitatea Dărmănești a fost promovată în sensul bun al cuvântului în mass media națională mai mult decât în ultimii 10 ani, să zic așa, la un loc luat. Pe toate posturile de televiziune și AgroTV-ul și TVR Iașu și radio și așa mai departe au promovat evenimentul. În speță a fost promovat orașul Dărmănești cu ce am prezentat noi aici, dar nu numai, și producătorii locali de la Ghimeș, de la Târgovna, de la Său, de la Moinești și așa mai departe. Este un plus pentru noi, pentru că spuneam că ne-am propus să devenim o stațiune turistică de interes local. Foarte mulți oameni din țară au auzit de noi, au auzit de produsele care se fac în gospodăriile proprii și personal am fost contactat de diverse organizații în speță și nu numai din țară, care vor să organizeze și ei acolo, în localitățile lor, un eveniment, un târg de genul ăsta. Ne-au cerut detalii cum ne-am organizat noi. A fost, din punctul meu de vedere, o reușită și nu neapărat al meu, ci a celor cu care am discutat. Am avut discuții cu acești producători și să știți că marea lor majoritate și-au vândut toate produsele cu care au venit la târg și este un foarte mare plus. Sunt, ce este foarte important, sunt căutați la telefon de diversi cetățeni din țară care vor să cumpere produsele și în felul ăsta noi, făcându-le publicitate gratuită, reușesc să-și dezvolte afacerile lor. Sigur că urmărim să creștem și anul viitor sper că acest târg să fie, din punct de vedere al organizării, și mai bun. Ne propunem să deschidem și la Dărmănești un magazin de produse tradiționale în care crescătorii și producătorii de pe raza orașului Dărmănești să poată să expună acolo produsele. Dar nu putem obține o cooperare cu Zanfir să ne vezi la el unde există aici o discuție și solicitările pe care le-am avut din partea celor lanți primari a fost să avem un magazin separat în care cumpărătorul să știe că acolo sunt doar produse tradiționale. La momentul ăsta, la Ghimeș există un magazin de gustare, dacă cei care au fost acolo, și cred că se va replica ideea de la Ghimeș, adică și în celelalte localități, să apară sub brandul de gustare sau, nu știu, un magazin în care să știi că toate produsele care sunt acolo sunt produse făcute în gospodăriile proprii și sunt produse naturale. Vom vedea unde vom ajunge, dar repet, este un mare plus. Am avut discuții și cu Gal Valea Muntelui, unul din partenerii noștri. Și încercăm acum să scriem un proiect comun Consiliul Local Dărmănești și cu Gal Valea Muntelui, undeva vreo 100.000 de euro, cu finanțarea noastră ar fi 50.000 de euro, care să vină și, pe lângă construcția efectivă a magazinului, să vină și să autorizeze acești producători, cei care vor să vândă un anumit produs, trebuie să îndeplinească anumite condiții. Și atunci noi venim din bănuții ăștia să-i sprijinim. Ați văzut la târg, de exemplu, cașcaval sau caș de oaie, era într-o anumită țiplă. Nu mai putem lăsa așa pe taravă, ce are o anumită țiplă sau are un anumit grad de naturare. Deci lucruri de genul ăsta care să fie avizate de Direcția Sănătate Publică și numai. Al doilea lucru la care mă refer pe scurt, legat de partea de plombarea străzii energiei, s-a semnat contractul de execuție de lucrări. Trebuia de ieri să se apuce firma de plombat, pentru că sunt zilele astea libere, a rămas de luni. Deci, sperăm, dacă vremea ne permite, săptămâna viitoare vor fi realizate și lucrările de plombare pe strada energiei. Întrebări, dacă aveți, vă rog. Ce spuneți dumneavoastră? Promovarea producătorilor locali și promovarea turismului din Dăbăvarea Cârciumului, respectiv din Dărmănești, ar trebui făcute niște pliante și distribuite la unitățile de cazare din Dărmănești. Neapărat. Sunt persoane care vin în Dărmănești să cazează și chiar nu știu, obiective turistice, chiar dacă era o treabă. Mare
o jumătate de zi liber, ar vizita ceva, nu știe ce. Și atunci, dacă am face așa ceva de șerbiante cu fotografie și câteva povestioare, știți dumneavoastră despre ce vorbesc? Haideți să vă spun ce propunere avem noi. Știți că facem parte din MOMPESA, din Asociația MOMPESA, și am gândit la nivel de cele 8 primării să facem un pliant comun. Și care ar fi avantajul? Un pliant comun în care apare și Dărmăneștiul, și Stănicul, și Bogdana, și Târgoviu. Turiștii care vin la Dărmănești au acest pliant și acest pliant va fi distribuit gratuit la toate unitățile de cazare din Dărmănești, din Târgovna, din Slănic, din toate cele 8 primării și vor avea în acel pliant, cei care vin la Dărmănești, știu că la Dărmănești pot vizita următoarele obiective, dar dacă au mai multe zile libere, pot să meargă și la Salina și la Slănic. La fel și cei care vin în Salina, da? Sau vin la Târgovna, știu că la Dărmănești, dacă își fac timp, pot să viziteze aia aia. Deci, în perioada următoare, va apărea un pliant comun a celor 8 primării și fiecare primărie își pune acolo lucrurile de interes. Noi vom finanța prin MOMPESA pliantul respectiv. Se face acum o analiză de câte mii de pliante ar putea să facem noi și unde le distribuim, da? Repet, la fiecare recepție vor apărea aceste pliante gratuite, iar rugămintea noastră era ca recepționerul de la fiecare locație, exact, să pună la dispoziție. Afară de lucrul ăsta, pe raza Dămăneștiului vor apărea, sper, până în august, niște panouri informative mari, niște panouri la stradă, 3-4 panouri, care vor spune exact ce susținea dumneavoastră, adică orașul Dărmănești, care sunt punctele principale, principalele atracții, unde sunt unități de cazare, cu o legendă, ceva în așa fel încât orice turist care vine în zonă, după ce aruncă o privire la acel panou, să-și facă o imagine cu zonele de interes major. A fost abordat de niște cetățeni din locul, din zona cu locul. S-au plâns că există un pod făcut de o asociație în trecut care s-a dărâmat undeva la capătul satului văzut spre Pășune și în cazul unei ploi, când crește un pic apă, nu se mai poate trece pe acolo cu Pășune. Nu știu cine mai e, ce asociație mai e. Da. Are acum, ar trebui cumva prin primărie abordată asociația asta cineva să intervină. Că n-ar fi mare lucru, dar trebuie ca oamenii da, să ajungă în imposibilitatea de așa. Dar este vorba de acel pod pe care trec animalele la capătul de sus, la instanța satului. Acel pod a fost făcut de cei care, asociația care a avut problemuri în administrarea islazului. Acum nu mai e niciun fel de asociație. Știți că islazurile sunt date la crescătorii de animale și obligația este ca acești crescători de animale care beneficiază de subvenții pe islaz să repare și podul. Și pe rândul următoare o să îl rog pe domnul viceprimar să ocupe de treaba asta. Toți cei care au contracte cu primăria să pună mâna de la mână pentru că iau niște bani acolo. Și în contractul pe care noi îl avem încheiat cu fiecare crescător și cu fiecare cetățean care are concesiune de teren, scrie foarte clar că trebuie să întrețină da, lângă ar trebui pene de acces și apă. Da. Probabil chemați, se putea să fie dacă nu se întâmplă de capul lui, ar trebui cineva da, să... Asta o notăm și... Asta. Așa. Cineva din zona... Câteva persoane din zona Brătulești. Spune că eu o stână cineva pere, nu știu, în zona Bălător. Și se plâng că au probleme cu sunețele. Ăla zice că aș ajunge până la Bucurie. Nu știu, eu... Nu știu despre tine vorba. Poate vă interesați prin poliția locală. La postul Rompion. Și astăzi am trimis poliția locală, tot așa pe o speță de genul ăsta. Sunt unii crescători de oi care au rămas cu oile pe fânețele personale și unii dintre ei au venit la mine, din crescători ăștia de oi, au venit cu niște tabele și au zis, domne, eu am închiriat fânețele de la oi. Sunt convins că nu s-au dus pe la toți proprietarii de fânețe și fac abuzuri. Dar de fiecare dată și astăzi am trimis poliția locală, cu siguranță vor primi amenzi cei care încalcă ce avem noi stabilit prin regulamentul ăla. Fosta fabrică Romunion s-a vândut pe bucățele așa. Există un coș până la înalt de fum și iese fum. Nu e regulă, cineva lucrează acolo, nu știu de ce. Se plic cetățenii din zonă, vine un miros de medicamente, arță foarte pregnant, foarte puternic, de sudomul nu se poate sta. Nu știu despre ce e vorba, dacă este ceva legal.
Bănuiesc că ăștia de la mediu, dacă ar veni, ar pune să-mi spună niște filtre, că există anumite filtre. Nu știu de ce. Dar ar trebui, dacă nu știți dumneavoastră, ar trebui să vă interesați. Deci eu știu aveți că acolo a cumpărat o firmă și mai multe firme care au ocupat Românion. Firma la care fac eu referire a cumpărat în mare parte din fosta fabrică și a închiriat la alții, dar acel hor pe care la care cu cei referire este uscătorul. Nu știu ce poate să de la un uscător de terestea nu este miros de medicament. Și am văzut un fum destul de... Deci, chiar cu siguranță o să facem o pericolă. În cartierul Poiana, știți că ați făcut rigolele care sunt extraordinar de bune și fac un serviciu, acum poate să ploaie, nu e o problemă. În schimb, pe ultima stradă de jos, cum se numește, al țarilor, parcă, aia orizontală, în zona familiei Atimaru. Există grădina lor trece și așa vine până în marginea drumului și îți pune un șanț. S-a colmat atâta, tot așa vine de pe undeva în groapa vie. Așa. Și se formează torenți în momentul când plouă și s-a colmatat șanțul ăla. A fost un șanț făcut de 30 de ani. S-a colmatat, când vine un pic de apă, trece drumul și inundă familie de din partea de la Valea Drumului, din aval de drum. Dar nu mai prinde. Uite, și la strada era cu familie. Ar trebui cineva de la urbanism să meargă un pic să... La Rom, știți că s-a făcut decolmatarea canalului ăla. Acum ar trebui propunerea mea, tot dintre Rom de la Socia, să-l curețe până nu se colmatează, la fel că ați văzut că costă o grămadă de bani să-l decolmatezi cu utilaje. Acolo, chiar lângă drum, unde au fost dalele alea, înainte de dalele, așa, bidoane, hârtii, măruz, lemne, tot ce vrei. Săptămâna trecută am avut o acțiune cu beneficiarii de ajutor social în zona Brătulești, la Răuzul de acolo. Curățat exact, da. Am avut intenția să vă... Bădăm și aici. Am avut intenția să vă atrag atenția că stau foarte, din la 4-16, mulți în zona centrală, zilnic. Dar acum, chiar în urmă, am văzut că i-ați dispersat de ceva din două săptămâni. Cu o perioadă chiar am urmărit, erau zilnic și, în afară că își fac probabil și treabă, dar stau foarte mult în coada mătului sau ceva acolo. Ideea e că nu dă bine din centru, să-i vezi în fiecare dimineață. Dar acum chiar și am vrut să vă atrag în sensul să se dispersați pe toată raza localității. Dacă ați avea ocazia să trimiteți pe drumul Chiticiului, sunt am văzut 12-15, să nu știu ce ne simți. Așa. Dar pe mine este o trupă, să luăm o cameră de poate de undeva, să identificăm pe ăștia care chiar sunt niște de-astea de gunoi, unde bă, du-te cu sacul și până la trece o dată primăriei. Nu sunt aruncați acolo și... Niște nesimțiri. Ce v-aș mai propune, domnul primar? La intrarea în târg, așa, deci sunt niște locuri, târgul săptămâna, sunt locurile cele mai avantajoase, dar sunt probabil cele la intrare. Ar trebui să avem un pic grijă de producătorii locali și să punem în locurile mai... Măcar la noi, când sunt la noi întâlnit. Ei când participă în altă parte, nu știu cum sunt repartizat. Dar la noi, ar trebui noi să avem grijă de oamenii noștri din localitate. Și oricei cu... Deci producător local, de diferite produse care vin. Miere de albine, floră, știu ce să vinde la noi în întâlnit. Ori aia cu așa sunt, dar trebuie organizația aia cu vainele, țehar, cu berea și mici să fie într-o margine, să nu fie amestecată cu cumva, să fie un pic mai organizat târgul și să protejăm un pic producătorul nostru. Am să vă spun, noi lucrăm cel puțin în ultimul de an, lucrăm la organizarea târgului și față de ce a fost, s-a mai schimbat lucrurile. Avem un regulament care prevede foarte clar ce trebuie făcut în târg acolo. Sincer, eu am spus și mereu repet, ar trebui fiecare să-și încheie un contract pe locurile alea care le au acolo, plătește 3 luni, 6 luni de zile și cu siguranță nimeni nu ia loc. Dar sunt foarte mulți care nu înțeleg lucrul ăsta
chiar de ai noștri, care nu înțeleg lucrul ăsta și vin alții dar care... Există un cadru legal? Există un cadru legal. Și eu am solicitat, doamne, veniți și plătiți 3 luni sau 6 luni cât vreți voi pe locul respectiv și nimeni nu ți-l ia. Și ăla e chiar în locul în care te interesează, da? Dar nu prea vin, adică încă nu prea vin, nu vine. Și atunci alții care sunt în altă zonă și care se ocupă numai de treaba asta, știu, vin, plătesc repede locul X sau Y și nu mai poți după aia scoate. Dar toți cei care sunt interesați să vină. Noi să știți că am ținut cont de faptul de a sprijini producătorii noștri locali și sunt în zone destul de... Și au făcut o neche, da. Încă o propunere va așa, face domnul și domnilor colegi consilieri. Firmele care dețin clădiri și terenuri, indiferent de locație, să plătesc la clasificarea categoriei A. Adică ar fi în zona ultracentrală. Chiar dacă ele sunt în marginea localității. Părerea mea este că e eronat. Nu, dar de unde asta? Că nu știu așa ceva. Cum să plătească la A? Nu există. Deci noi avem niște, vă spun exact, uitați-vă în hotărârea cu impozite și taxe. Deci noi avem diferențiere în funcție de zona unde cei care sunt în zona Sălături nu se plătească niciodată ca la din centru, cu siguranță. Deci nu e așa. Pentru ședința următoare o să vin cu documentele ca să vedem de ce. Fiindcă eu vă spun din proprie experiență că s-a modificat nivelul de impozitare drastic. După un... Ne uităm să vedem. Ziceam că alungăm investitori dacă avem nivelul de impozitare foarte ridicat. Dar nu este comparativ cu celelalte localități, nu suntem deloc mai sus. Și chiar vă rog să vă uitați, eu am o dată o discuție pe tema impozitării. Da, eu am mai avut un și eu am făcut comparația cu Comănești, Târgovna, Slănic, orașele care avem în zonă. Și nu suntem cu nimic mai sus decât ceilalți. Chiar suntem mai jos. Uitați-vă. Pentru ședința următoare nu ce să vin. Uitați-vă că nu știu. Dar vă mulțumesc, domnul. Nu mai. Domnul Tuciucă. Domnul, nu ați încătat sub problema de energie. Nu știu acum, se plombează, într-adevăr, dar sunt intervalurile astea de unde s-a rașchetat tot ăsta. Eu cred că acum statul care se va pune, are o garanție sau după aceea o să sară iar din nou. Dacă era rașchetat de tot și se face de la un capăt la altul. Dacă era rașchetat de tot, ne costa 30 de miliarde. Este drum județean, la care drumul județean, Consiliul județean nu face tot cu nimic aici. Iar noi, ca să ne apucăm să asfaltăm drumul ăsta pe care vreți dumneavoastră să-l rașchetat tot, v-a spus, ne costa 30 de miliarde. Faptul că plombăm 5.000 de metri pătrați înseamnă 3 miliarde și ceva. Bine, dar disponanțe nu trebuie să meargă. Nu, sigur că e o garanție acolo, dar e garanție la plombă, nu la... Aici vreau să mă repet. Bineînțeles că are o garanție. Dar, care se... Cu siguranță nu să aibă 10 ani garanție. Cu siguranță. Și chiar dacă se plombează, știi, la Sălătul Sus, exact în direcția fabricii de modă, mai jos încoace, sunt niște lucruri chiar mărișoare. Dacă vă aduceți aminte la bugetul pe care nu l-ați aprobat în luna februarie, da? Noi n-am avut niciun leu prevăzut pentru strada energiei. Uitați-vă acolo, nu avem niciun leu. Avem pentru strada Orizontului, pentru strada Valea Uzului, pentru ceas 2 prin Boiște, pe unde ne ducem. N-avem niciun leu pus acolo. Și pentru că era atât de deteriorat drumul și trebuia să intervină acolo, pe de o parte, cei de la canalizare care au făcut canalizarea, că sunt tronsoane mari, în care s-a făcut canalizarea și nu s-a refăcut drumul, și ăia n-au de unde să intervină, că prin insolvență. Pentru că drumul județean, Consiliul Județean, care are drumul ăsta cât de cât, nu a avut și nu are resurse să intervină, ați văzut de comun acord că am căutat niște soluții, vedem cum facem să achităm lucrările. Am semnat contractul cu firma care a avut cel mai bun preț. De luni vor, așa cum spuneam în ședința anterioară, în discuția anterioară, vor veni la combat. Da, știu. Și eu aș fi... Lasă de dorit, lungitate. M-ar vrea dacă... Da, eu aș vrea să mai fac o precizare că porțiunea asta pe care noi am așteptat-o în ultimul 20 de ani n-a fost niciodată reabilitată ca coadă. Știți că s-a turnat
prin 2008, 2009, 2010, până la biserică, o porțiune, și după aia a rămas doar plume, doar petece, doar... Iar aici, se circulă, circulă cu camioane mari, se circulă cu camioane mari, care, sigur, drumul trebuie să aibă o intervenție serioasă la el. Făcut, eu sper, Consiliul Județean, după ce finalizează proiectul ăsta de primul tronson până la coada lacului de modernizare, să intre și cu etapa a doua, de la bază până la model. Și atunci se face o lucrare serioasă. Ce facem noi acum? Facem niște cârpeli, niște plombe, pentru că gândiți-vă, doar de la motel și până la coada lacului, costă 156 de miliarde reparația drumului. Despre ce vorbim? Ori de la bază și până la motel, tot cel puțin 100 de miliarde costă lucrarea. Deci noi facem o reparație, o intervenție pentru a face plombele astea, a plomba și a, cât de cât a face circular în drumul ăsta. Dar mai mult de atât, cu siguranță nu putem. A rămas canalul natal de Gardemont, de colmatar, de la pod, e sub șosea, până jos. În a rămas și acum, de la și așa, mai sunt și altă. Este păcat. Că acum, în partea de la deal, rămâne apa tot. Sigur că da, dar să știți că avem și alte localități și alte cartiere unde trebuie. Trebuie să intervenim și la Podubem, trebuie să intervenim și la Apropo. Da, eu încerc, eu țin cont de propunerea noastră, dar, cu siguranță, ăla a fost decolmatat acum 2 ani. Ei bine, nu este, la nu este așa o urgență. Nu este așa o urgență. Stația de autobuz de la Sălături este partea spate, numai din plastic acoperit, nu mi-a zis că problema nu știu ce. Știți că n-a reparat stația? Știți că n-a reparat stația de la Sălături? Dar nu acea domnul primar. Aceea o cunosc. Așa. Din coace la fabrica de mobil de la Vara. Nu aia de la Vara. Am crezut că faceți referire la presus de la... Nu, știu atunci. Nu. La aceea. Și chiar dacă zice că asta nu se poate face și mai se deploie, na, fiecare. Știți, eu m-aș bucura, să vin un cetățean să spună, domnule, n-am văzut pe unul care spărgea aia, pentru că acolo se cheltuie niște bani, face reparația și vine unul care se apucă de spate de față noaptea să-i prindeți. Nu, e chiar așa de am avut probleme numai cu gunoi pe drumul de coastă și nu poți să urmărești, ci lasă de dorit, ci imagine. Și am făcut o să împrejur cu o să o repar. Cetățenii. O să vedem, o să repar și pe aia în măsura resurselor. În deal mare e primarul Alexandru, câțiva cetățeni care au terenuri de acolo. Deci, până care vine din dealul mare, până în colțul unde a fost gatul Cheptănuși. Apa de viață și a luat-o pe drum. Oamenii nu mai pot interveni. Au tăiat ei copacii, mi-a spus, băi, curățați voi toți copacii, deci o să vorbim cu domnul primar, dă un bulbul, dacă când, că nu o să poată. Nu știu, nu o să poate face... Deci la dealul mare... Al era, râului, exact înapoi când a fost. Stați-mi, vorbim de drumul care duce la dealul mare, da? Nu, nu acolo. Nu acolo? De la pod facem înapoi, unde este gatul lui. Fost, așa, da, așa. E acolo sunt proprietățile cetățenilor. E acolo mai este un pârâu care nu vindea la mare și covară tot mai jos către găștiță. Știu, 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 știu. Deci acolo e problema. Acolo e problema. Și acum ei nu mai pot urca. Că o mai cărea tipiatra, au pus pe acolo ce-au făcut, dacă intra apar toată de ocupată. Da, o să vedem și-o acolo. Și e o curățat acolo, că era crescusă copaci. Și ar fi ca problema cu gazele la Sărături. Mai e... Valabil, este valabil, este valabil și la Sălături, și la Jose, la și la peste tot valabil, da? Ce studii au făcut cei de la Belgas, cei de la Târgu Mureș, a rezultat că nu este eficient să facă investiția și trebuie să o face cu banii noștri. Și, sincer vă spun, dacă nu cheltuiam cei... Ba da, se face. Dacă nu cheltuiam cei 3 miliarde acum pe asfaltarea asta, ce spunem noi plombele astea, aș fi vrut ca în ședința din luna iunie să vin cu un proiect de hotărâre pentru aprobarea costurilor. Că noi când scoatem la licitație studiile astea, trebuie să avem și banii. Dacă încheiem contract cu o firmă ca să facă studiile, la o zi, după ce o preda lucrarea, trebuie să-i facem plată. Deci asta era problema. Eu sper până la toamnă să găsim o soluție, măcar într-un cartier să putem face. Că din punct de vedere a Delgas Grid în Mureș, spune, domnule, pentru noi nu este eficient să facem investiția asta și nu fac nici studii, măcar. Deci dacă făceam un studiu de dezabilitate, sigur mă interesa niște indicatori acolo. Și acum căutăm niște bani ca să putem plăti studiul ăsta. După care vom veni, după ce plătim studiu, vom veni să aprobăm indicatorii aia, să vedem cât costă. Că la momentul ăsta eu nu știu cât costă lucrarea la trasul gazelor la Sălături, nici la Josen, nici la Triaș. Și o să rezulte niște sume, da? Le aprobăm, după care trebuie să găsim bani pentru execuția lucrărilor.
Cam asta e procedura de urmat. Și cu siguranță toate cartierele nu o să putem să le facem, dar măcar să începem într-un cartier. Anul ăsta să, să facem studiul. Mulțumesc! Domnul Voice Cameră. Ca primul punct, o întrebare. N-am putea ajuta mai mult de părere de fotbal din Dămăriști? Da. Legat de echipa de fotbal. Avem și juniori și două direcții. Una, de când am preluat terenul de sport și baza sportivă, tot ce ține de, eu știu, antrenamente, de partea de plată a arbitrilor și așa mai departe, achităm tot. Chiar ieri a venit Ionică cu o factură, vreo 2000 și ceva de lei. Tot ce ține de partea de transport o asigurăm noi și nu sunt sume mici, nu sunt nici sume mari. În perioada următoare ne apucăm de făcut niște investiții. Noi am făcut ceva lucrări de modernizare a stadionului, dar începând cu 1 iunie s-au deschis din nou niște, cum le spunem noi acolo, niște sume pe care le putem finanța din bugetul local. Noi la începutul anului am spus, domnule, din bugetul local facem asta, asta, asta. Începând din luna iunie, am prevăzut la începutul anului că vom face niște investiții și la stadionul ăsta. Sperăm în perioada următoare să ne putem ocupa de treaba asta și ce aș vrea eu pentru echipa de fotbal. Fac demersuri acum să încheiem niște parteneriate, în baza parteneriatului public-privat, cu niște echipe mari și sper că în perioada următoare să putem să obținem lucrul ăsta în sensul de a veni și a trece acest club sub tutela unei echipe mari din țară. Și am avut discuții cu președintele FRF pe tema asta. Dacă am obține chestia asta, am reușit să scăpăm noi de o povară și ar face ei ca lume. Adică să preia în administrare clubul, să facă niște investiții, să vină cu parte suport financiar și numai. La momentul ăsta, vă spun, asigurăm, inclusiv am avut o discuție pe partea de masă a jucătorilor și sunt atâtea variante încât nici nu mai știi pe care să crezi. Unii vin și spun că nu e legal. Unii vin și spun că nu e legal, alții vin și spun că e legal. Până la urmă am găsit o... Dar urgent, urgent, hai să le băgăm puțină apă să spere pe un meci. Să știți că au apă la momentul ăsta. E bine. Deci am apă, da. Deci am rezolvat și problema. Ținem cont și încerc, eu ca și țintă sfârșitul unui august, ar trebui să terminăm acolo cât de cât modernizările astea, cât de cât modernizările pe care le-am propus. Da? Adică le-am luat în calcul și chiar suntem în... Da, la punctul 2, mai mulți cetățeni din Brădulești spun că ar vrea să-și repare mașinile și întreabă pentru când v-ați propus repararea drumului de la pod până la monumentul la școală. Păi dumneavoastră știți foarte bine când ne-am propus, că dacă vă uitați în bugetul pe care îl avem noi acolo, am prins strada Orizontului și strada Valea Uzului, da? Să o asfaltăm. Acum, la momentul la care discutăm, noi suntem pregătim procedura de licitație publică, domnul Tremblor face fără licitație publică. Eu sper ca până la toamnă, strada Orizontului și strada Valea Uzului, așa cum am spus noi până la curce, să fie asfaltată. Ce n-au făcut cetățenii, și adresez un apel și pe partea asta, pe, în ședința de Consiliu, am rugat ca fiecare să-și facă raportul la canalizare. Deci la momentul ăsta, deși am făcut apelul și am trimis și prin porți am pus acele doar 10%, mai exact, pe strada Orizontului și pe strada Valea Uzului, 7% sunt raportați la canalizare. Atâta timp cât nu avem făcut raportul la canalizare, nu vom putea turna acest asfalt. Da? Deci, cu siguranță, nu putem turna. Rugămintea mea este ca cetățenii să-și facă raportul. Credem, la momentul ăsta, că undeva în data de 15 august, canalizarea va fi funcțională. Da? Poate să-și facă raporturile. Dacă își fac raporturile în noiembrie, cu siguranță mai putem turna asfalt acolo. Am auzit pe mulți discutând dacă fac acordurile acum, trebuie să încheie și contractul cu plăcut tot acum? Nu. Deci fiecare cetățeanul trebuie să-și facă acordul. Rugămintea mea este ca momentul care și-a făcut acordul să nu deverseze în canalizare, pentru că ea nu este la momentul ăsta funcțională. Se lucrează la
partea de cablaj în stația de epurare. Deci acolo să pună un dop. Nu plătește nimeni decât în momentul în care canalizarea este funcțională și credem noi la momentul ăsta că undeva în perioada 1 august vom solicita cetățenilor să dea drumul la dejecții în canalizare ca să poată să facă probele tehnologice în stație. În stație este nevoie ca undeva 1500 de gospodării măcar să fie branșate ca să poată să facă probele tehnologice. După aia le oprim din nou. Deci ca și calendar, data de 1 august a trebuit să dăm drumul la probele tehnologice, iar undeva 15 august a trebuit să fie toată lumea să... Deci nu se mai oprește. Cine a dat? Dar la momentul ăsta noi nu avem 1500 de locuințe branșate. Și asta este legat de problema pe care a ridicat-o tu, orizontului. Cealaltă, Valea Uzului, partea Brăjulești, da, obligatoriu trebuie să fie, nu putem face. În primul rând ar trebui... Și același lucru este și pe Lapoș. La Lapoș suntem, Lapoș și Udes, suntem în procedură de licitație pentru asfaltare. Deci la momentul ăsta se depun ofertele, până pe 26 iunie se depun oferte pentru asfaltare și oamenii nu sunt legați la canalizare. Domnul primar, pentru canalizare, în primul rând ar trebui legate la canalizare toate instituțiile de paraza orașului și blocurile. Acolo, printr-o canalizare în bloc, ai 20 de familii, 40 de familii. Cu siguranță, la partea de blocuri, vom acorda sprijin și noi. Adică blocurile, în momentul în care se fac raporturile, vom acorda sprijin și noi la treaba asta. Și mai ales că la blocuri este și partea de reabilitare și sper... Și scoateți din canalizarea care nu mai funcționează de atâția. Da. Și cetățeanul trebuie să-și facă lucrurile astea, pentru că mai ales acolo unde turnăm asfalt, cu siguranță nu mai dă nimeni acceptul să spargă asfaltul. Sigurat. Da. Mai sunt sau vreau la trebuie? Doamna Andreea. Vă rog, vă rog, dar puteți interveni pe strada Florilor și Armoniei. Sunt mari blocuri, străzile zveche, cu puțin războiul cu ceva. Și a doua problemă, drumul de acces la Mașcaș, ăla care urcă și pe stații la care mai are. Nu. Dar unde sunt damele? Unde sunt damele? Deci cerile la apă, acolo nu e și la mai pot intra oamenii. Deci noi pe Mașcașul ăsta am intervenit în primăvară. Da, ai făcut pe tocmai asta, ești făcut. Ești trece regional. Da. Da, dar ei sunt deliberate. Deci, acolo unde trece apa. Și-o lăsat din ei, nu-i cauza. Da. Eu vreau în felul următor. Unde avem acțiuni de genul ăsta, aș vrea ca și un grup de cetățeni din cartierul respectiv, care beneficiază și au terenuri acolo, să fie prezenți. Pentru că noi am avut niște întâlniri de genul ăsta și am spus hai să ne ducem acolo și unii dintre consilieri știți foarte bine. Până ajunge acolo, aveam 10 oameni, vin cu drujbă, cu țapine, cu nu știu ce, noi venim cu utilaje și când am ajuns acolo eram numai noi. Și aș vrea ca să-i văd prezenți și pe cei care sunt direct interesați și vedem, dăm sprijin și noi venim cu utilaje, venim cu... Consilierul din zona respectivă se ocupă de treaba asta, da? Hai să vedem. Consilierul se implică, dar tot au venit oameni la noastră. Hai să vedem cine, cum, să aflim o zi, dau... Da, și știți... Se vede și omul, bărbat. Se vedem că... Da, așa și noi, am cărat pe insălă, văd cum ce-a cazat acolo, da? Da. Am tot balastru când zici. A nivelat. Eu știu mai că e, da. Hai să vedem cine... Da, apropo de analizare, vă rog să comunicați. Cum aveți asta evidență? Cât s-au legat la canalizare? Da. Noi într-o ședință anterioară am spus că cetățenii care vor să se racordeze la canalizare trebuie să se la primărie. Faci orice. Concret, la ce poate? Deci, la secretară, la doamna Cristina Vazdoveanu, face o cerere, da? Și spune că vrea să pe ce stradă stă. Acolo se racordează. Noi emitem un aviz gratuit. Ce înseamnă avizul ăla? Serviciul urbanist dă un aviz care vine și spune niște date tehnice, îi dă niște date tehnice legate de la cea adâncime, dacă omul își face el șanță. Unde? Domnule,
ce adâncime ar trebui să sap eu acolo ca să pot. Și în acel aviz scrie, domnule, la dumneata trebuie să ai la punctul de racord căminul, trebuie să ai un metru adâncime așa și așa mai departe. Pentru că unii fac singuri lucrarea și poate n-au cunoștințe tehnice și atunci avizul ăla îi ajută. Alții fac cu firme. Cei care fac cu firme, vin firmele la noi și noi ne uităm în proiect. Doamne, unde, cât trebuie să sap acolo? Pentru că dacă nu e făcut șanțul cum trebuie, s-ar putea să nu funcționeze canalizarea. Deci, cel care vrea, vine la primărie, unii dintre ei nici măcar nu au mai venit, s-au dus și au făcut eșanțul de capul lor. Cum au cunoscut? Deci trebuie să vină cererea. Să vină la primărie, acea cerere, imediat se eliberează gratuit avizul respectiv și în avizul ăla scrie tot ce e necesar pentru om ca să-și facă. Dacă nu-i făcut cu cererea, tot ce vin după aceea, păi, trebuie funcționează. Da, dar vedeți că dacă nu încep ca cineva autorizat, s-ar putea ca noi să turnăm asfalt pe strada aia și el după aia să nu funcționeze. Noi îi spunem și ce țeavă, ce are. Problema numărul 2. Știu că aveți în vedere în continuare strada Bunșmului și strada Gării. Vă rog să ne spuneți ce aveți de gând, că așa văd focația. Da. Am avut o discuție cu firma care a făcut a pus așa și din discuții, după ce se încălzește suficient de tare, v-am venit și vă fac o refacere. Adică să fie cald, să nu fie noaptea sub 12 grade. Asta era condiția tehnică. Dacă noaptea temperatura e mai mică de 12 grade, el a zis că nu toarnă. Da. Da. În perioada următoare să vedem să facem curățenie. Și fără ploaie. Da, asta e mai puțin așa. Da. Oricum, în vara asta vom interveni și acolo la corecții. Da. Știam că aveți vedere, din cauza să au tot ei operația. La vedea care ne vedea cu ce n-am plătit-o luna asta, dar o plătim luna viitoare pe amândouă numele, n-ați primit documentația? Deci noi facem plăuțile în urma solicitărilor transmise de director. Dacă domnul director n-am transmis sau o transmis mai târziu. Da, fiindcă am fost întrebat și am spus, nu este în proiect. Ne-am propus ca să nu mai facem de contul ăsta, că la banii care avem noi. Dar facem eforturi să decontăm. Facem domnul primar, să avem în continuare cu care didactice bune care fac naveta, dar nu rămânem descoperiți. Facem? Da, mulțumesc, atât. Domnul Despa. Dar vreau ce scuze că am întârziat, vă felicit că a fost foarte operativ. Am anunțat că vă venit, pentru că mai a fost pe chestia. Am rămas un fix la început, nu s-a început mai de mult. Am spus că să te rezic, pentru că aveți să mă sună la uniform. Atât de timp. Căutam. Nu l-am găsit. Așa. Pentru că avizul meu este favorabil. Da. Pare rău că am fost, pentru că vă explicam și eu de ce e vorba. Dacă nu v-a explicat domnul primar. Pare rău că le-am spus la colegii mei care au fost. Ajung la fotbal. Mâine seara vă invit la un meci derby zonal. Este cu Moineștiu. Domnul primar, trebuie să veniți până aveți încotrolul. Încerc să văd cum meciul este la ora, la ora 18. Nu mai e seara, sâmbătă seara, pare. Sâmbătă seara la ora 18. Da, e la ora 18. După ce mă duceam în sâmbătă seara. Așa, spuneați mai să fiu un parteneriat cu echipă din România. Din câte și eu știu bine, internațional e Milano. Cunoșteți-o foarte bine, știu, da. Dar haideți să vedem lucrurile în ce... Păi da, să luăm pași, să cătuim ce e mai bine pentru noi. Da, eu fac o analiză și internațională este în analiză pe care... Da. Mai ales că acolo este Cristian Chibu. Vorbim cu italien, vorbim cu român. Știu toate detaliile, haideți să vedem acum ce putem face și ce... De-aia sunt informatul și de-aia obține și o... Adică de-aia da o susținere financiară. Dar și-am spus că cred că va pun pe iată pe rândul următoare un parteneriat public-privat între noi și... Acum mai sunt două, trei etape cât mai este până la finalul campionatului. Cred că multe lucruri nu se mai pot face, dar rugămintea mea ar fi, domnul primar, pentru campionatul viitor, să intervenim mult mai mult. Și credeți-mă că se pot da sumă pentru masa acestor fotbali. Peste tot se da. În alt cuvântul meu, eram într-o seară pe terasă la Enache, s-au dus băieții la magazin la urmă. Am avut cu Ionică discuție și decontăm sumele. Deci, dar nu asta era chestia. Deci au luat băieții parizeri cu pâine și cu muștar, a venit cineva, un domn de la Constanța, pusese la meci. Și băi, da, asta e masa voastră după meci. Da, luptă pentru culoarea de Moneștiu. Deci e genant. Vorba de 3700 de lei,
pare 8 luni din activitatea aia în formalistică. Deci n-ar fi o sumă, ne-am propus o 4.000. Trebuie să începa, eu vă spun, anul ăsta, deci anul ăsta, decontăm până se închide campionatul. Toate sume. Reprezintă Dărmănești, eu uite. Și o reprezintă bine. E, de exemplu, au făcut 30 lei la Dinamo Vacă. Și în echipă bun. E bine să legat apa, ca să aibă cu ce să speri, că sunt o oameni zi, dar chiar ne-a dat să vă ia pe picioare. Să vă ia pe picioare. Și mă dați și problema cu ce să mă dați. La biserica la Păduveni deja am plătit integral tot ce ține de partea de mobilier ce nu era achitat. La biserica la Brătulești sprijinim și acolo să vedem cum reușim cu cimitirul, pentru că e o problemă cu cimitirul și nu numai. Iată că sunt la biserica la Lacoș, părintele mea a solicitat și acolo ceva. Cei de la mănăstirea lui și ei, dacă putem să le dăm, dar încercăm de la fiecare așa să dăm câte să ne ajutăm. Și la Sălătruc, ajutați la Sălătruc? La Sălătruc am fi curos de tubul ăla de beton, da? Știți? Anul trecut am dat la Sălătruc așa și avem tubul de beton care spuneam că facem. Da, da, e rezolvat așa. Ce? Este că ne-ați ajutat. Și n-am mai dat de-a lucrurile, dar sunt a tot conzivare. Eu am făcut rost de tub, da? Vreau să văd consilierul Elie pe care v-am făcut. Scoatem tubul, nu ca să punem drept, nu? Să-l facem tot deschis. Rezolvăm ceva, da? Mulțumesc. Dacă nu mai sunt întrebări, mulțumesc tare mult. Weekend plăcut, toate celelalte. Dacă ați făcut o zi...